fost chemat în calitate de martor într-un dosar despre care nu știu nimic. Încă o dată, vorba despre... vostru este legat de cel al lui Ioan Niculae. Nu știu, știți mai mult? Ar fi plătit Ioan Niculae 1 milion de euro ca să primească o hotărâre de guvern care să-i avantajeze producția pentru stimularea producției de energie. A intervenit domnul Dorin Cocoșa, dumneavoastră? Solicitarea DNA-ului în calitate de martor. Din păcate, nu vă pot spune absolut nimic. Dacă doriți, solicitați biroului de presă al DNA toate relațiile necesare. Dar ce vă amintiți despre acea hotărâre de vă guvern? Doresc ar fi o zi cineva bună. La dumneavoastră, domnul Cocoș? O zi bună vă doresc. La cererea domnului Niculae?